seara tuturor și bine ați venit la Școala Gimnazială Dimitrie Ghica Comănești, care este structura a Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. Doamna Inspector General Adjunct, stimați invitați, dragi colegi și dragi elevi, Galileu Galilei spunea: nu poți învăța nimic pe nimeni, poți doar să ajuți pe cineva să descopere. Proiectul Permacultura, punte de legătură între școală și comunitate, ne-a ajutat să descoperim informații utile, lucruri interesante, să avem un comportament responsabil față de mediu și să ne formăm valori și principii specifice dezvoltării durabile a comunității locale. Ne dorim să implicăm elevii în cât mai multe proiecte. Mulțumim Asociației Dimitrie Ghica și felicitări profesorilor și elevilor implicați. Alături de noi va fi în online doamna Inspector General Adjunct la Binea Misăilă, care este președinta Asociației Cultural Științifice Dimitrie Ghica Comănești. Am și eu emoții, trebuie să revin. Dacă doamna Inspector General este în legătură cu noi, îi dăm cuvântul. Stimați invitați, dragi colegi și elevi, ne bucurăm că, iată-ne, am ajuns să sărbătorim finalizarea unui proiect care se pare a fi un succes pentru elevii Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești și pentru Asociația Cultural Științifică Dimitrie Ghica, care, în calitate de cofinanțator, s-a oferit să sprijine și să susțină desfășurarea și implementarea proiectului. Este un proiect în care, la început, cu toții ne îndoiam de abilitățile noastre de grădinar, dar cu ajutorul cadrelor didactice și a profesorilor care au pus extrem de mult suflet, timp și dăruire în acest proiect, elevii au învățat și au dobândit cunoștințe noi despre creșterea și cultivarea plantelor. Pe lângă aceste, să spunem, cunoștințe legate de creșterea și cultivarea plantelor, copiii au avut posibilitatea să își formeze noi prieteni și în același timp să afle multe lucruri noi despre colegilor de clasă sau de școală. În felul acesta am învățat cu toții să prețuim mai mult spațiile pe care le avem, și nu numai pe acela pe care noi l-am dezvoltat, l-am făcut mai frumos, ci și restul spațiilor verzi care există în orașul Comănești, pentru că trebuie să recunoaștem, locuim într-un oraș frumos, un oraș verde, curat, unde mâna de gospodar a conducătorului orașului, a domnului primar Florin Miron, și a administrației publice locale se cunoaște. Păstrând aceste spații verzi, ajutăm nu doar la păstrarea frumuseții orașului nostru, ci și a unui loc pentru desfășurarea orelor de curs și în același timp contribuim cu toții pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Ați învățat, dragi elevi, cum să contribuiți la păstrarea unei planete verzi, poate că bucurându-vă și jucându-vă și dobândind noi abilități în timpul liber. Eu vă felicit atât pe elevi cât și pe colegii mei pentru minunata grădină verde care ați realizat-o. Doresc să o aveți ani mulți de acum încolo și să vă puteți bucura de ea. Mult succes în toate proiectele pe care le faceți! Mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul pe care ni l-ați acordat și pentru această oportunitate. Cred că am văzut cu toții câștigați după, în urma acestui proiect. În continuare, voi da cuvântul domnului profesor Cosma Florin, coordonatorul acestui proiect. Mulțumesc! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Vă mulțumim că sunteți prezent la festivitatea de încheiere a proiectului Permacultura, punte de legătură între școală și comunitate.
Acesta a fost derulat de către Asociația Cultural Științifică Dimitrie Lica Comănești, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Dimitrie Lica Comănești și finanțat de către Fundația pentru Parteneriat și MOL România. Activitățile s-au desfășurat în perioada 1 aprilie 2023 și până astăzi, când marcăm practic încheierea acestui proiect. Am amenajat un spațiu, cum spuneau și antevorbitorii mei, în incinta școlii gimnaziale, spațiu pe care o să avem posibilitatea să-l vizităm după ce vom ieși de aici. Au participat peste 15 cadre didactice și circa 140 de elevi au fost implicați, fiecare contribuind cum a putut mai bine la amenajarea, întreținerea acestui spațiu verde, inclusiv colegii din personalul de îngrijire. Și aici trebuie menționați toți și un nume pe care nu pot să nu-l pronunț este cel al domnului Unguraș, care a constituit practic un ajutor extraordinar pentru noi. Trebuie să vă amintesc faptul că au fost și numeroase provocări pe care am reușit să le depășim împreună, deoarece munca în echipă a dat roade. Nu pot să nu mulțumesc și voluntarilor din acest proiect care au muncit efectiv în grădina noastră, în timpul lor liber, săpând, deserenind, cărând apă cu găleata într-o prima etapă, iar apoi udând grădina cu furtunul pe care am reușit să-l achiziționăm. Rezultatele acestor eforturi s-au concretizat într-o varietate de plante, de la cele aromatice la legume și fructe. Pe unele le veți vedea ambalate frumos și expuse la ieșirea din școala gimnazială. De acum, provocarea este și mai mare, deoarece activitatea noastră trebuie să continue pentru a păstra și valorifica cât mai bine acest spațiu nou creat. Dar aceste activități vor trebui continuate și în lipsa unor termene clare, în lipsa unor acțiuni foarte bine clarificate. Cred că a fost o oportunitate pentru toți de a demonstra eficiența lucrurilor în echipă, de a amenaja și proteja natura, chiar și la o scară mai mică, punându-se astfel bazele dezvoltării dragostei pentru natură, a simțului civic și conștientizării importanței plantelor oferite de natură pentru sănătatea noastră. În urma acestui proiect a rămas acest spațiu amenajat pe care o să-l folosim în continuare și au rămas și mai multe obiecte pe care le-am cumpărat din finanțarea pe care am primit-o. Și aceste lucruri pe care le-am cumpărat vor putea fi folosite în continuare în avantajul școlii și pentru a ne exersa în continuare aceste calități de a reuși să îngrijim cât mai bine natura. Trebuie să mulțumesc tuturor celor implicați și să reușim să ne mai implicăm și în alte proiecte pe parcursul timpului. Vă mulțumesc tuturor! În continuare, vom da cuvântul elevilor. Permacultura, punte de legătură între școală și comunitate. Acest proiect face parte din programul Spații Verzi, componenta permacultura în zone urbane. Cererea de finanțare a fost depusă de către Asociația Cultural Științifică Dimitrie Lica Comănești, care este o organizație non-profit înființată în anul 2012, care își propune să răspundă nevoilor comunității locale. Principalul partener în proiect este Colegiul Tehnic Dimitrie Lica Comănești, care va avea un rol esențial în derularea proiectului, furnizând spațiul de creare a grădinii din curtea școlii și va implica elevii și profesorii liceului în desfășurarea activităților. Acest proiect face parte din programul Spații Verzi, componenta permaculturii în zona urbană. Rolul Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica constă în desfășurarea unor activități de tip formal și non-formal, proiectarea
și amenajarea unui spațiu de permacultură, realizarea rezultatelor, monitorizarea unor activități sau secvențe de activități, promovare și diseminare. Întreținerea spațiului amenajat și după încheierea proiectului pe o perioadă cât mai lungă. Scopul proiectului: creșterea gradului de implicare a comunității prin derularea unui proiect pilot experimental de agricultură urbană pe baza principiilor permaculturii în interiorul spațiului administrativ al Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, județul Bacău. Conferința de lansare. Așa am început. 11 aprilie a fost ziua în care a debutat proiectul Permacultura, puncte de legătură între școală și comunitate. La eveniment ne-am bucurat de prezența oficialităților din orașul nostru, respectiv primarul orașului Comănești, economist Viorel Miron, președintele Asociației Cultural-Științifice Dimitrie Ghica Comănești, profesor Lavinia Miseilă, directorul Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, profesor Mihaela Burcolici. De la Cornelia Sapă, câștigarea finanțării pentru proiectul Permacultura, pentru punte de legătură între școală și comunitate, a însemnat lucrul efectiv în mijlocul naturii și transformarea unei suprafețe de 240 de metri pătrați într-o grădină urbană. Ne-am prezentat la fața locului toți voluntarii, profesori și elevi pentru a ne apuca de treabă. Am delimitat spațiul grădinii, am proiectat straturile destinate culturilor, a urmat desțelenirea manuală prin săpat a fiecărei suprafețe în vederea curățării de iarbă și buruieni. În următoarea etapă am anunțit solul, deoarece acesta era un sol urban, posibil poluat. Am adăugat compost organic de la fermă pentru a îmbunătăți calitatea. Activitățile s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile și au constat într-un efort semnificativ din partea noastră, însă dorința de a reuși a fost cea care ne-a dat curaj tuturor. De la sămânță la plantă, luna aprilie. Era aprilie, zi de primăvară în Solin, împreună cu doamna noastră învățătoare, ciubotarul Angela și doamna profesoară de sport, Paisa Codruța, noi, elevii clasei 1, acum clasa a 2, în cadrul unei ore extracurriculare desfășurate în Alibes, am fost curioși să aflăm cum e o naștere plantele. Așa că ne-am jucat la grădinare. Am sărit în ministerul achiziționat semințe de plante, roșii, ardei, busuioc, cimbru. Am îngrijit apoi semințe din miniserie în sala de clasă, îndrumați de cadre didactice. Sub ochii noștri s-a produs miracol. Semințele au încolțit pe pământ, iar frunzele firave au prins viață, cu căldură, soare, apă și dragostea noastră ce pot să crească. La începutul lunii mai am transplantat plantuțele în ghivece biodegradabile și am îngrijit timp de o lună sala de clasă. Zi de zi deveneau tot mai viguroase. Pentru că noi suntem mici, am primit ajutor din partea colegilor mai mari din clasa a 5-a și a 6-a. Ajuns la maturitatea necesară, am aflat că puteau fi răsădite în grădină. Tot într-o zi, însă, uită la băgat elevilor de liceu pentru plantarea lor în spațiu grădinii urbane. Workshop permacultură. Descoperim tainele permaculturii. Termenul de permacultură era doar un cuvânt din dicționar. Era necesar să ne informăm. Împreună cu doamna profesoară Roxana, am învățat despre principiile permaculturii. Permacultura ne îndeamnă să conștientizăm valoarea abundenței resurselor naturale și a serviciilor ecosistemice. Nu produce deșeuri, pentru că îmbină simplitatea cu responsabilitatea pentru bunuri materiale și poluare într-o abordare care privește deșeul ca pe o resursă și o oportunitate. Bănuțe pentru clasa din grădină, jucându-ne cu vopterele colorate. Noi, elevii clasei a 4-a de anul trecut, coordonați de doamna învățătoare cărămidarul Irina Raluca, ne-am gândit să înveselim clasa din grădină și să dăm suflet mobilierului. Ne-am pus imaginația și creativitatea la contribuție, am luat pensurile în mâini și ne-am jucat cu vopserile colorate. Cât entuziasm! Nu mi s-a părut o muncă grea. Am vopsit cu spor și la final cele 10 băncuțe erau vesele. Abia așteptam să facem activități aici. Suntem tare mândri de munca noastră.
plantarea răsadurilor și plantelor, mirabila sămânță. Parcelele erau pregătite și când am primit răsadurile de la colegii noștri, ne-am jucat de-a grădinarii și ne-am plantat în grădina urbană. Ne-am bucurat că în urma noastră răsărea o adevărată grădină. Plantam viață. Plantarea răsadurilor și plantelor. Întreținerea grădinii. Natura este mereu darnică, mai ales cu oamenii harnici. Noi, elevii clasei 11-a E, ajutați de colegii noștri de la alte clase de protecția mediului, am învățat ce înseamnă să faci o grădină să înflorească. Am udat, am privit și am trăit satisfacția muncii noastre. Le mulțumim doamnelor profesoare care ne-au fost mereu alături, Țâncu Roxana, Stera Alexandrina, Aichimoaie Ana Maria. Micii grădinari. Toamna rodnică și spornică, o recoltă bogată. Ce semeni ai aculegi, spunea un vechi proverb latinez. Noi am semănat legume și am cules roșii, ardei, dovlecei, sfeclă, morcov și pătrunjel. Pentru niște grădinari fără experiență, recolta din grădina urbană a fost peste așteptări. Ziua recoltării s-a transformat într-o zi de sărbătoare pentru că am trăit sentimentul muncii împlinite. Grădina urbană ne-a apropiat de natură și ne-a ajutat să descoperim ineditul vieții. Am reușit să punem în valoare potențialul natural al curții școlii noastre și am realizat cât de importantă este conexiunea noastră cu natura. Pe parcursul a 6 luni, datorită proiectului Permacultura Puntă de Legătură între Școală și Comunitate, am valorificat la nivel optim o resursă a școlii noastre într-o viziune durabilă, grădina urbană și clasa din grădină. Parfum, culoare și gust. În grădina noastră am cultivat și plante aromatice sau medicinale, iar rezultatul a fost o aromă seducătoare ce a alungat dăunători, un parfum intens și o priveliște deosebită. Lavanda, menta, gălbenelele, cimbrul și busuioful, plante cu o aromă puternică, au avut pe lângă aspectul decorativ și un rol protector pentru celelalte plante. Ferindu-le de dăunători, noi nu am folosit niciun insecticid și nici nu am stropit roșiile cu nimic, pentru că permacultura înseamnă bio. Parfum, culoare și gust. Pregătiri pentru târg. Panoramă. Echipa de proiect. Coordonator Cosma Florin, președinte Asociației Misăilă Lavinia, director Vârcoliș Mihaela, director ajunt Colcoș Maria Magdalena, director ajunt Botezatul Laura, cărămidarul Raluca, ciubotarul Angela, Cosma Lidia, felegean Simona, mocanul Petrina, munteanul Silvia, murgul Laura, Paisa Codruța, Pașcu Mărioara, Prisacariu Elena Mihaela, Stella Alexandrina, Țâncu Roxana și Ungureaș Justina. Elevii participanți, elevi din ciclul primar, elevi din ciclul gimnazial, elevi din ciclul liceal, reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor, voluntari, elevi ai liceului. Rezultatele așteptate s-au materializat. Spațiul amenajat, a fost amplasată clasa din grădină, parcele cultivate, s-au desfășurat 10 ore în clasa din grădină, îngrijirea plantelor, întreținerea permaculturii înființate, recoltarea plantelor medicinale și aromatice, pungi cu plante medicinale însoțite de un mesaj terapeutic, sărculez cu plante aromatice, o broșură digitală Permacultura, mijloc de promovare a patrimoniului imaterial. Vă mulțumim pentru atenție! În continuare, o să ne deplasăm în grădină și până acolo ne vom opri să admirăm produsele realizate de către noi. Și pentru asta, da, iar cine are posibilitatea, și dorința, poate să și achiziționeze. Deci le sunt expuse și pot fi și cumpărate. Da. Hai să ne deplasăm. Aici avem târgul cu produse obținute în urma proiectului desfășurat, respectiv Permacultura, Punte de Legătură între Școală și Comunitate. Produsele sunt special plante aromatice, busuioc, lavandă, cimbru, am obținut și ulei din lavandă. De asemenea, avem și plante medicinale,
mentă, gălbenele, fiecare punguță este personalizată, avem prezentate proprietățile fiecăreia. De asemenea, în cadrul grădinii noastre urbane am obținut și legume, după cum se poate observa. Recolta a fost bogată, deși a fost doar, să spunem, o activitate pilot. Anul următor sperăm să avem rezultate și mai bune, pentru că am prins și o experiență. Am învățat suficiente anul ăsta pentru a pune în aplicare în viitor. Ați reușit să le ambalați frumos, deja sunt pregătite aici pe tarabă. Cu ce elevi ați reușit acest lucru? Elevii care s-au implicat în activitate sunt elevi de la specializarea protecției a mediului, 12F, ajutați de colegilor mai mici de la clasa 6-a. Ei s-au ocupat cu recoltarea, cu uscarea plantelor și pregătirea pentru târg. Și tot ei pe vând aici. Tot ei, da, au ținut neapărat să-și facă și lista de prețuri, că au spus că marfa trebuie valorificată și atunci le-am făcut pe plac. Și cu ocazia asta țin să-i felicit din tot sufletul pentru determinarea cu care au lucrat. Efectiv, au început pe un teren cu iarbă. Ei au fost cei care au început deselenirea, au participat la workshop-ul de permacultură și au aplicat ceea ce au învățat și acum își prezintă rezultatele. A fost greu să munciți? Nu? Nu? Un pic obosită, dar foarte plăcut. Ați mai lucrat până acum pământul? Da, acasă. Acasă, am înțeles. Nu e greu așa sau câteva impresii? Este un pic dificil, dar nu e imposibil. Am înțeles. Ați venit și pe perioada verii, ați dat plantele, că văd că recolta e bogată. Au venit doar colegii cei mai aproape. Am înțeles. Dar n-ați lăsat de izbeliște. Am înțeles. Un mesaj, dacă e, pentru cei care urmăresc, colegii de-ai voștri, de ce nu profesori, ce le-ați transmite? Să mănânce doar bio și să vină să cumpere de la noi. Și că să păstrăm natura, pentru că este cea mai frumoasă. Stai, într-o diferență. Așa, voiam să văd pe doamne cum se trebuie. Să cumpărăm vina. Să Pătrunjelul conține vitamina C. Mazărea conține vitamina A, C și E. Dovlecei conține vitamina A și K. Și mazărea. Din murez, meură și căpșune se fac dulcețuri și gemuri pentru iarnă. În grădina noastră se mai găsesc și plante aromatice și medicinale. Busuiocul vindecă răgușeala și este o plantă magică și vindicătoare. Gălbenelele sunt folosite la creme și la ceaiuri. În grădina noastră se mai găsesc și plante ornamentale, trandafirul de dulceață. Nu știu dacă avem aici. În fapt. Și lavanda. Toate acestea formează un spațiu plăcut de învățare, dar și de relaxare. De aceea dorim ca în fiecare an această grădină să înflorească, deoarece este un spațiu plăcut de învățare, dar și de relaxare. Încercăm să păstrăm tradiția de a avea grijă de această grădină, împreună cu domnii profesori. Bravo! Mulțumim! S-au desfășurat ore în aer liber și le vom mai folosi în continuare pentru că acest proiect va continua. Și
acest spațiu de 240 de metri pătrați s-au făcut minuni, având în vedere că era un spațiu fără o utilitate deosebită. Zicem că i-am crescut foarte mult valoarea și am arătat că atunci când există implicare, lucrurile se pot schimba în bine și toată lumea are de câștigat. Vă mulțumesc! Ok! Punem brânză! 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 Corect! Și menta! Menta! Bravo!